Care sunt cele mai comune probleme pe care le întâmpină mămicile care alăptează? Cea mai frecventă problemă e legată de începerea alăptării. Mamele sunt destul de neîncrezătoare așa în propriile capacități. O conversație permanentă că își chinuie copilul dacă îl solicită să sugă la sân mult și des, așa cum e recomandat. Și, în fine, deci astea sunt cele mai serioase probleme legate de început, fiindcă un început corect conferă mamei șanse mari să reușească până la final să alăpteze eficient și de durată. Și apoi probleme legate de tehnica alăptării greșite, mameloane dureroase, ragade, fisuri mamelonare. O altă problemă cu care se frământă foarte mult e cantitatea de lapte pe care o ingeră copilul. Multe vor să știe exact cât, din cât în cât timp transformă alăptarea dintr-un proces natural într-o problemă exagerată de tehnică. Și atunci aici e rolul nostru echipei de neonatologie, de la infirmier asistentă până la medic și consilier de alăptare, dacă există disponibil, să încurajăm mamele să persevereze, să le asistăm cu începerea unei alăptări corecte, le arătăm poziția corectă, ce trebuie să urmărească, semnele indirecte ale unei alăptări suficiente. Copilul normal, dacă suge, trebuie să înghită, dacă înghite, trebuie să fie mulțumit, apoi să aibă, să elimine scaun, urină, le spunem așa, niște elemente minime pe care trebuie să le cunoască. Nu le recomandăm să facă proba subtului în primele 3 zile, apropo de obsesia de a ști exact cât a mâncat copilul, pentru că la început cantitatea nu e relevantă, ci mai degrabă calitatea. Le sprijinim la maternitatea noastră, le sprijinim cât de mult putem ca să înceapă bine și să continue acasă cu succes. Asta este o întrebare foarte comună. Până la ce vârstă ar fi recomandat să lăpteze și de la ce vârstă se începe să introducă alimente solide? Există într-adevăr consens că perioada minimă de alăptare ar trebui să, exclusiv la sân, ar trebui să fie de 6 luni. În schimb, nu există consens privitoare la limita superioară, cât de mult trebuie sau poți sau e benefic sau e normal să alăptezi. Singurul document care statutează această durată maximă pare să fie Coranul, care scrie că o femeie trebuie să alăpteze timp de 2 ani. În rest, nu există consens. Cealaltă întrebare, la ce vârstă se introduc alte alimente? Studiile noi efectuate de experții în nutriția copilului și de alergologi afirmă că diversificarea alimentației ar trebui să nu înceapă mai devreme de 4 luni, dar nici mai târziu de 6 luni. Și există variante cu introducerea alimentelor care conțin gluten, de exemplu, adică alimente pe bază de făină de grâu. Unii spun că ar trebui să fie introdus înainte de 6 luni, când copilul este alimentat exclusiv la sân, alții spun că ar trebui amânată cât mai mult după vârsta de 6 luni. Deci, în principiu, sunt puține teme în care există consens, dar trebuie respectată această recomandare că diversificarea nu se începe înainte de 4 luni, dar nici după 6.
cum pot ști mămicile că alăptarea e, pe care o practică, este eficientă și corectă? Trebuie să urmărească semnele pe care le-am spus. Să copilul să aibă o priză bună la sân, să prindă cât mai mult din mamelon, dar și din areolă, să aibă mișcări ample și rare de sub, să aibă un sub puternic, să audă că copilul înghite, noi le educăm să se sesizeze care este zgomotul produs de glutiție, de înghițire. Și semnele celelalte de care v-am zis, copilul trebuie să pară mult, să lase singur sânul când nu mai dorește să sugă, trebuie să pară mulțumit, să doarmă între oră și 3 ore după fiecare alăptat, trebuie să aibă 5-6 scutece ude în 24 de ore, 2-3 scaune cel puțin, să recupereze scăderea în greutate fiziologică cel târziu la 10-14 zile și apoi să crească în greutate între 600 și 1 kg pe lună. 600 de grame și 1 kg pe lună. Ce pot face femeile care nu au lactație sau nu mai au după o perioadă destul de scurtă? Trebuie să apeleze la ajutorul unui specialist de obicei. Acesta putem să fie de la o asistentă medicală care înțelege și apreciază importanța alăptării și poate să ajute, până la consilieri de alăptare cu diplome și acreditări. În orice caz, sau poate chiar o persoană din anturaj care a alăptat cu succes unul sau mai mulți copii. În acest sens se creează grupurile de sprijin. Important e să fie o persoană relativ competentă și binevoitoare, care să încurajeze și nu să descurajeze mama. De multe ori în lupta asta nu poți să câștigi de una singură, dacă ești o mamă începătoare, să zicem.